Pentru că vor fi două motive de sărbătoare, respectiv ziua Sfântului Andrei, dar și ziua națională a României, administratorii unităților de cazare de pe Valea Prahovei au pregătit deja pachete turistice destinate mini-vacanței de la începutul lui decembrie. Potrivit operatorilor din turism, prețurile sunt accesibile oricui. Pentru mini-vacanța de 1 decembrie avem oferte atât pentru România, în special pe destinații din zona de munte, Predeal, Sinaia, dar și destinații un pic mai depărtate, ca de exemplu Băile Felix, Băile Tușnat. Pe România prețurile sunt foarte avantajoase. Avem pachete care încep de la 253 de lei de persoană pentru două nopți cazare, cu mic dejun și o cină festivă. La Predeal, de exemplu, un hotel de 3 stele, avem un preț de la 278 de lei de persoană, 3 nopți cazare, cu mic dejun și o cină tradițională. În prețul acesta sunt incluse și două masaje de relaxare. Potrivit meteorologilor, vremea la început de decembrie va fi bună pentru drumeții și asta pentru că zăpada se lasă așteptată.